Până astăzi, 13 iulie, pe teritoriul României au fost confirmate 32.948 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.552 au fost externate, dintre care 21.692 de pacienți vindecați și 1.860 de pacienți asimptomatici externați la 10 zile după depistare. Totodată, până în prezent, 573 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere. Numărul de cazuri confirmate pe județe potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică. Alba 496, Arad 719, Argeș 1390, Bacău 757, Bihor 711, Bistrița Năsăud 633, Botoșani 1076, Brașov 2014, Brăila 303, Buzău 824, Caraș-Severin 128, Călăraș 209, Cluj 771, Constanța 542, Covasna 331, Dâmbovița 965, Dolj 391, Galați 1269, Giurgiu 283, Gorj 429, Harghita 383, Hunedoara 711, Ialomița 537, Iași 1075, Ilfov 899, Maramureș 237, Mehedinți 270, Mureș 818, Neamț 1004, Olt 385, Prahova 813, Satu Mare 82, Sălaj 120, Sibiu 702, Suceava 4177, Telorman 191, Timiș 607, Tulcea 205, Vaslui 232, Vâlcea 118, Vrancea 1247, Municipiul București 3856, total 32.948. Până astăzi, 1901 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 12 iulie 2020, ora 10, 13 iulie 2020, ora 10, au fost înregistrate 17 decese, 12 bărbați și 5 femei, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus internați în spitalele din Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Galați, Mehedinți, București, Mureș, Olt, Prahova și Sibiu. Dintre acestea, două decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, două decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 6 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 5 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 2 decese la persoane de peste 80 de ani. 16 dintre decese sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Pentru un deces nu au fost raportate comorbidități. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 413 noi cazuri de îmbolnăviri. La ATI, în acest moment, sunt internați 235 de pacienți. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 854.241 de teste. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 328 de apeluri la numărul unic de urgență 112. Ca urmare a încălcării prevederilor legii numărul 55 din 15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ultimele 24 de ore 1434 de sancțiuni contravenționale în valoare de 264.570 de lei. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 5.105 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 coronavirus. 1.885 în Italia, 561 în Spania, 115 în Franța, 2.275 în Germania, 97 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA, 105 în Austria, 3 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 2 în Grecia și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, India, Bulgaria, Kazakhstan, Ucraina și Suedia. De la începutul epidemiei de COVID-19 coronavirus și până la acest moment, 122 de cetățeni români aflați în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 9 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, 1 în Suedia, 1 în Elveția, 1 în SUA și 1 în Brazilia au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 157 au fost declarați vindecați, 135 în Germania, 10 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2
2 în Namibia, 1 în Luxemburg și 1 în Tunisia. Notă: aceste date sunt obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, fie de la autoritățile competente din statele de reședință, în măsura în care aceste date fac obiectul comunicării publice, fie în mod direct de la cetățenii români din străinătate. Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia Telverde 0800 800 358. Numărul Telverde nu este un număr de urgență. Este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale de luni până vineri în intervalul orar 8:20. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia specială dedicată lor +4021 320 2020.